Șoferul acuzat că a omorât 3 pietoni din satul Piatra, printre care și primarul localității, a fost arestat pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de judecători la solicitarea procurorilor. Totuși, acuzatorii au refuzat să ne spună cum pledează suspectul. Între timp, fiul primarului continuă să se află în stare extrem de gravă la spital. Adolescentul a fost adus cu aviasanul la Institutul Mamei și Copilului. Medicii încearcă acum să-l salveze pe singurul care a rămas în viață după ce peste mama lui și alte două rude a dat un șofer aflat în stare gravă de ebrietate. Este vorba despre un băiat în vârstă de 14 ani. Stare pacientul la internare era una foarte gravă, avea mai multe traumatisme, inclusiv craniul cerebral, la nivelul cutiei toracice, fracturi ale ambilor membre inferioare. Actualmente starea pacientului rămâne să fie una foarte gravă. Iar șoferul care a tamponat grupul de pietoni, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a primit astăzi 30 de zile de arest. El riscă până la 12 ani de închisoare. Astăzi, în privința învinuitului, a fost aplicată măsură preventivă, arestare preventivă, pe un termen de 30 de zile. Alte informații la moment nu vă pot oferi. Accidentul cumplit s-a produs sâmbătă noaptea pe o stradă din satul Piatra, raionul Orhei. Era miezul nopții când șoferul unei Mazda, aflat în stare avansată de ebrietate, se întorcea acasă de la o nuntă. Tot pe strada centrală de la o zi de naștere se întorcea și doamna primar împreună cu fiul ei minor și câteva rude. Conducătorul auto a încercat să depășească o altă mașină, dar a strivit grupul de pietoni. După această tragedie, drapelele din sat au fost coborâte în bernă, iar oamenii au venit să depună flori la locul accidentului.